Universitarii n-au presiunea rezultatului în capitală, dar sunt hotărâți să practice un handbal cât mai bun în fieful liderului neînvins al campionatului. Dinamo este o echipă foarte puternică, este favorită să câștige un nou titlu și, ținând cont că este neînvinsă până acum, probabil privește acest meci ca și cum ar fi dinainte câștigat. În sezonul trecut am pierdut la un singur gol la București și sunt convins că băieții se vor mobiliza la fel și de această dată. Nu avem presiune, mergem să ne facem jocul nostru obișnuit și sper să nu mai apară nicio accidentare în perspectiva meciului foarte important care ne așteaptă săptămâna viitoare cu CSM Focșani, a declarat antrenorul Adrian Chiruț. Prezent luni la festivitatea de deschidere a anului universitar, directorul clubului, Sorin Rață, le-a mulțumit actualilor finanțatori pentru susținere și și-a exprimat speranța ca alături de CSU Suceava să vină și Consiliul Județean. Cum am mulțumit la începutul conferinței de presă domnului rector și domnului prorector și senatul Universității Ștefan cel Mare, domnului primar Ioan Lungu, care e alături de noi, Consiliul Local, viceprimarilor și sperăm cât de curând să vină și Consiliul Județean lângă sportul universitar, să putem încheia anul 2017-2018 cu rezultate ceva mai bune. Sucevenii nu vor putea miza miercuri pe serviciile lui Burlacu, Șoldănescu și Polocoșer, toți trei fiind accidentați. Partida dintre Dinamo București și CSU Suceava va fi condusă de brigada gălățeană de arbitri Baso Tofan.